Aici Chișinău, studiourile Moldova Film, podcastul mai departe. Astăzi discutăm cu Victor Guzun, pe care pe noi ne leagă o istorie încă din liceu Gheorghe Asache, când Victor era director adjunct pe educație și noi făceam lucruri interesante, cum e ziarul prespauza. Dar acum Victor este expert în e-guvernare și transformare digitală. Bine ai venit la podcastul, mai departe. Da, parte. salut, Artur, mersi pentru invitație. Cum ești și cu ce scopuri ai venit în Moldova? Pentru că tu, de fapt, ești stabilit în Estonia, după ce mai mulți ani ai fost ambasador al Moldovii în, în Estonia. Da, eu locuiesc în Estonia, dar călătoresc foarte mult, am o companie de consultanță în Estonia dar și unele proiecte care mă leagă în Republica Moldova. Și una dintre ele este că noi încercăm, împreună cu colegii din Guvernul Republicii Moldova, cu suportul UNDP Moldova, să dezvoltăm noua strategie de transformare digitală a Republicii Moldova 2022-2030. Suntem o echipă de experți mixtă a UNDP, inclusiv și fostul prim-ministru al Estoniei, care va veni câteva zile, în două zile aici în Moldova, dar și experți în securitate cibernetică din Republica Moldova și din alte țări dar și din instituțiile principale din Republica Moldova și încercăm să venim cu o strategie cât mai realist posibilă, cu potențial de implementare. Noi o discutăm cu siguranță despre, e-guvernare despre și despre transformare digitală, dar pentru cei care nu cunosc din background-ul tău, aș vrea să avem o discuție despre evoluția ta, pentru că, din câte mi-aduc eu aminte, ai absolvit Universitatea din Tiraspol, da, exact. Care este în Chișinău? E tare interesant cumva, tot timpul mi-a părut Universitatea din Tiraspol. Nu este interesant. Eu, de fapt, am început în Tiraspol, în perioada exact în timpul războiului. Deci primul an de facultate l-am făcut în orașul Tiraspol, în timpul războiului. Noi am, universitatea noastră era considerată un fel de insulă, dacă dorești, de naționalism, românism și așa mai departe. Noi am fost în acel, se numește, deci perioada în care noi noaptea nu puteam să ieșim din campus universității. Universitatea din Tiraspol, din Teraspolul din Mijlocit, uh -huh. este o universitate de tip campus în care există universitatea plus căminele toate împreună și noi nu aveam drept să ieșim după orele șase timpul războiului. Deci toată această canonadă, tot acest război hibrid, eu l-am văzut 30 de ani în urmă, în mm -hmm. Tiraspol. Deci tu ai fost unul din studenții care practic s-au evacuat împreună cu toată Universitatea în Chișinău. Noi, da, eu am fost unul dintre ei. Acele două luni și ceva noi am stat în această perioadă practic în Chiș, cu canonadă non-stop, cu spitalul militar după peretele campusului nostru cu cazaci și cu automatic alași mm -hmm. pe masă, cu evacuare la 3 de noapte, în trenuri pentru animale, aruncați în răzdelină și lăsați de voie sorții. Da? Eu am fost unul dintre cei și atunci nu era Facebook și Twitter și Telegram și microfoane de genul ăsta care avem noi aici. Părinții mei nu știau nimic despre mine, telefoane nu erau, deci practic noi am fost uh, uh, tăiați de contactele de acasă pentru o perioadă destul de lungă. Și noi am... Uh, Rapid am susținut sesiunea. Și după asta, cei care au decis să plece din Tiraspol, inclusiv grup profesoral, cu școli, cu materiale didactice, cu cărți, eu am adus niște hărți. Deci, toți uh -huh. cei care au decis să vină în Republica Moldova, în partea cealaltă a Râului Nistru, am creat Universitatea pe care o știm noi astăzi, Universitatea din Tiraspol, cu sediul la Chișină. Uh -huh. Deci, a fost o decizie să rămână același același nume al universității. Și a, cariera ta, cel puțin la, la început, e legată mai mult de domeniul de educație. Activitatea ta de la SACE a fost prima sau înainte de asta ai mai făcut ceva? E, e prima. E prim deci, Universitatea de Stat din Tiraspol este cea mai vechi un, uh, instituție superioară de învățământ din Republica mm -hmm. Moldova și Facultatea de Geografie, pentru că am fost pasionat de geografie întotdeauna, era unica facultate la Universitatea din Tiraspol. Deci, oricare. Profesor de geografie din Republica Moldova a absolvit Universitatea din Tiraspol, până la un moment dat. Pentru că mai târziu a apărut o facultate la Universitatea de Stat, dacă nu greșesc, și un pic la Creangă, parcă, da. da, dar până atunci era doar o singură facultate și eu am fost super pasionat de geografie. Deci, asta a fost pasiunea și este pasiunea vieții mele. Acum eu sunt într a doua fază, pentru că eu am învățat din cărți, acum încerc să văd cu ochii mei, de asta eu și călătoresc atât de mult. În cadrul, în anul 5 eu am fost repartizat la practică pedagogic, știți că se face practică pedagogic, și eu am fost repartizat la liceul Gheorghe Sache, așa s-a întâmplat. Și profesor de geografie în momentul acela era doamna Elizaveta Uonu, care a fost și director. Liceul Gheorghe Asache, mulți, mulți ani. Deci eu am, cumva am mers la practică, doamna Onu și doamna Onu mi-a spus, Victor, dacă tu uh, o să decizi să continui, atunci eu o să merg, Uh -huh. Și tu să vin în locul meu. Deci eu practic am uh, schimbat-o, uh -huh. dacă doriți, pe doamna ONU. Uh, deci a fost ultimul an de profesorat uh -huh. a doamnei ONU și eu am preluat uh, mandatul doamnei director uh, legendar uh, Elizaveta ONU. Doamna Elizaveta ONU chiar este o doamnă legendară și de ea se leagă și un moment important legat de car cariera mamei mele, pentru că mama mea la fel a fost repartizată la practică uh, la asake. Uh, și doamna ONU atunci după ce a discutat cu, cu mama a pus-o întors și a spus că eu sunt mintea asta din istorie reproduse mi îmi place această deocecă și așa cum v-a rămas mama să se profeseze mai departe la, la Gheorghe Asache. Uh, deci uh, practic este o istorie da. copiată peste câțiva ani, să zic. Da, eu că. cred că într-un anumit format când ești într-o funcție de leadership și noi discutăm cred că și de leadership unul din... Uh, funcțiile de bază este să identifice oameni și să-i ajut să, să, să lanseze și să-i susții. Doam, doamna 1, eu nu vorbesc acum de persoană sau de alta, de mine sau de mama dumneavoastră, dar doamna ONU a avut acest, această calitate de, de leadership. Dumnezeu ei simțea oamenii uh -huh. întotdeauna. Zim, te rog frumos, care a fost motivația ta atunci când au fost lansate acele experimente cu ziarul, prespauză sau radioul liceului. Pe lângă pasiunea ta pentru muzică, pentru că noi știm acel cabinet care era sub scări, unde foarte des se auzeau acorduri de chitară acolo cu Nicu Țernă și așa mai departe. Ok, deci eu am uh, din protest, muzica eu am din protest, pentru că profesorul meu de muzică Dumnezeu să ierte, a decedat anul trecut. Deci, el mi-a pus în matriculă din clasa 9, nota 3, acea veche, și mi-a spus uh -huh. că, Victor, tu n-ai nicio șansă tu, în general. Și cumva eu am protestat vis-a-vis -vis de subiectul ăsta și un prieten de al meu de la universitate a început să la chitară și am zis că, ok, deci el poate, dar eu nu pot. Și ceea ce este foarte interesant, că profesorul meu de muzică, post factum, eu l-am luat în, în formația mea la inițiativa lui. Deci eu am încercat tot felul de chestii de genul ăsta întotdeauna și eu întotdeauna, nu știu, pot să risc să spun că am avut o, o, atitudine un pic mai neconformistă și probabil că de, de, aici vine, eu nici măcar nu știu de unde. Dar așa cum erau, deci liceul Gheorghe Asache atunci când am plecat eu avea 2875 de ele, era cea mai mare școală din Republica Moldova și mă gândeam cu o școală atât de mare, o școală atât de Okay, foarte mult. De fapt, Liceul Gheorghe Sacchi este cea mai veche instituție educațională din Republica Școlă Moldova. Școala Maruna. Școala Maruna, Regina, Plus Regina Maria. Regina Maria este cea mai veche instituție educațională din Republica Moldova. Deci, Universitatea din de Tiraspol este cea mai veche universitate. Liceul Gheorghe e urmașul, să zic eu, Liceul de Regina Maria, cea mai veche instituție educațională per se în Republica Moldova. Și erau foarte, mult, erau foarte multe energii. Artur știe foarte bine acest lucru, la liceu Gheorghe Sacchi, ne gândeam, de ce să nu folosim această... De aici vin și acele trupi, James Nail și, și Mircea și cu Gabriel Andronic și așa mai departe. De aici vin și... Flying pleiad, Postman. Flying Postman. De aici vin și pleiada aceasta de, de, de rocker dacă dorești și Nicu Țărnă, dar și Dan Balan. Ok, el nu este semi-rocker semi -rocker, mm. într-un fel sau altul, dar vin foarte multe energii eu m-am gândit mm -hmm. că aceste energii cumva le trebuie... Uh, nu știu, canalizat într-un fel. Și de ce mai venit, de exemplu, Gheorghe Postoronc, care după mine este cel mai bun basist din Republica Moldova. Da, nu din, știu dacă din generația cuno... mea. Nu știu dacă cunoști istoria, dar noi am făcut a doilea sală în Andreu, de la sala mic, și atunci noi am făcut un fel de... Era, pentru că era Snails, uh -huh. era băieții de la Snails și era ocupat într-un fel ca Camorca. Camorca cum spunem noi, și noi am făcut a doua... Și atunci noi am făcut o selecție. Și noi l-am selectat cumva, nici măcar nu mai țin minte cum pe Gheorghe Postoron. Eu încă țin minte pentru că atunci nu am renunțat la formația care o avem eu și aveam o chitară bas, prima mea chitară basă. eu am făcut, de fapt, cadoul lui Gheorghe. Și mă mândesc enorm de mult cu chestia asta, pentru că Gheorghe mi-a spus într-o zi, Victor, știu eu nici măcar nu mă gândeam la muzică. Și acum, probabil, mm. este cel mai bun basist. De aici vine, probabil, și chestia asta cu ziarul, pentru că mi-a mi se părea inimaginabil ca un, o instituție atât de mare, da? cu atâtea talent și atâtea energetic și energist, să nu un, un, ziar, da? sau muzica. Chestia cu radio a fost cea mai complicată de făcut, pentru că noi am făcut, deci în pauze, în pauze de ce se numește pres pauza? Pentru că noi, într-un fel, sau altă, făceam pauză. Pentru că oamenii, copiii, după, nu știu, cinci lecții sau între ele, mi se părea foarte, eu eram director de adjunct pentru educație atunci, apropo, cabinetul cel care îl cunoști, l-am făcut eu cu tata. Eu ți-am că când el era zidit. Da, de da deci, deci noi l-am zidit pentru că... Dar A fost, nu... de fapt, o găselniță, cumva, așa, pentru că... Deci... E un spațiu, așa, tehnic, sub scară, de fapt. E un spațiu tehnic, măcar nu știu dacă este legal, cred că este ilegal. Acum nu știu, să de, <gânt> poate să-l demoleze. Dar ideea este că nu se găsea un birou pentru mine. În, în liceu. tot liceu. În tot liceu nu se găsea, pentru că era o mm. lipsă de birouri. Și atunci am zis că facem acest lucru și deci a vine cu, și cu radio deci noi puneam muzică în pauze, pentru că mi se părea foarte important ca copiii, ca virgulă copiii, să, să aibă posibilitatea să asculte ceva, să, nu știu, să, să delecteze cu ceva muzică după 45 de minute, de stat într-un singur loc. Dar n-a fost ușor, pentru că noi facem toată această rețea de box în toată licea, care este foarte mare, nu știi, dar erau profesori care ieșeau la pauză și cu foarfeca tăiau firele pentru că ei spuneau că îi deranjează muzica Când în sute de mai profesori mai. neapărat ai și... 156 de profesori. Câțiva care se opun la orice. Da, dar era absolut ok. Eu eram deprins cu, cu, cu acest lucru și eu mă, într-un fel, nu știu, mă mândresc, mă bucur că am, am făcut măcar un pic, un pic să păstrez această energetică vie și să dai pentru, pentru mine este super important ca, ok, ca profesor, vorbesc acum, ca elevii să aibă libertate. Mm. Și asta este modalitatea pe care eu încerc acum să o văd și prin copilul meu, și o văd cum este școala estoniană, unde copilul meu va merge în uh, câteva luni. Da, unde este o libertate absolută, unde uh, copilul are posibilitatea să evidențieze ceea ce îl poate face mai bine. Și datoria noastră, eu cred, ca profesorilor și a părinților, este să susținem oricare dintre începutul care vor să le dezvolte ei. Deci, eu, copilul meu, nu o să meargă la 20 de școli de piană și de dansuri, pentru că eu vreau ca el să danseze și. Nu, eu țin oricare început, care el o să vrea să-l dezvolte. Acum la el e matematic și robotic mm -hmm. și tot ce înseamnă space și călătorii. Și dacă este va schimba. Și, de fapt, același lucru l-am făcut cumva toată viața. Eu nu știu, asta am făcut intenționat sau neintenționat, dar așa s-a primit. Mm. Da, de fapt, eu vreau să spun că sunt foarte recunoscător pentru că, pentru mine, astfel de experimente în pereții liceului, erau necesari, pentru că este partea oficială, curicula, profesorii, da, obiectele de, de studiu, dar, de fapt, o școală, un liceu, mai ales cu așa de mulți elevi și, și învățători, asta este un microsistem. Este o microsocietate care are, cumva, propriile reguli, ca o junglă. Da. Și eu cred că sunt nevoie necesare mult mai multe astfel de, de experimente, ca Virgulă, tinerii să se să se, să, să se descopere să, să înțeleagă ce le place lor, să experimenteze de diferite chestii și să-și aleagă uh, un, o are, un domeniu care să le fie lor interesant legat de asta vreau să te întreb concret, pe exemplu liceului Gheorghe Sache, pentru că mi este și mie foarte foarte drag cum crezi care ar fi unicitatea liceului și ce s-ar putea de făcut acolo interesant ca să se dezvolte mai departe. Deci, nu, eu nu știu câți elevi are Liceu Gheorghe Sachi, probabil mai mult de 2000 în acest moment. Încă o dată, oricare școală, deci 2000 de oameni a priori, plus 100 și plus profesori sau cadre didactice, categoric sunt o mulțime de talente. Categoric sunt o mulțime de oportunități care el trebuie descoperite și dezvoltate. Asta, unul, doi, eu cred că noi nu trebuie să ne temem să, să experimentăm. Pentru că, iarăși, noi încercăm, noi vorbeam, eu cu tine am vorbit de, de multe ori, noi vorbim des, dar una dintre ideile care mi-am displace în Republica Moldova, și eu trebuie să spun asta, este că noi încercăm să complicăm lucrurile. Noi încercăm să ne punem în rame. Noi încercăm să nu ieșim din careva percepții că sunt normale sau anormale. Pentru mine era absolut normal 20 de ani în urmă, la lecții, la liceu Gheorghe Asache, să trebuie elevii și dacă ei îmi spuneau că ei nu s-au pregătit pentru tema de acasă, pentru că au avut ieri o sărbătoare sau nu știu ce a fost, nu știu. De exemplu, pentru că dacă ieri a fost zi de odihnă și elevii n-au avut posibilitate este absolut clar că ei nu sunt pregătiți. Și era absolut ok. Spunem, ok, haideți să facem în felul următor. Noi vorbim 30 de minute despre relieful Australiei și după asta noi cântăm la chitară trei cântece. Și eu mergeam în cabinetul meu de jos să luam chitară și eu cântam cu ei. Mi-a mi, -mi absolut ok. Pentru că cumva ne -ă găseam această modalitate de... Nu ne înțelegeam cumva. Ok. Mm -hmm. eu, eu, intru într-o situație deci voastră... erai profesor modern. Eu nu știu dacă era modern. Dar eu, eu așa vreau, vedeam lucrurile și eu vreau să vă spun, vreau să spun că eu exact asta făceam și la universitate și asta și eu mm -hmm. acum acum fac. Și, de exemplu, la universitate, eu uneori am ori la Taltech, Universitatea Tehnologică din Tallinn, în relații internaționale și securitate regională. Prădai acolo negocieri. Da. Negocieri. negocieri internaționale, mm -hmm. da. Deci noi tot încercăm să facem deosebit lucruri. Eu nu sunt în staff permanent, ca să fie foarte clar, eu fac asta din plăcere și eu fac asta din același considerent, pentru că eu am, așa s-a întâmplat, eu am fost diplomat și în Estonia există așa un fel de chestie se numește uh, Top Hat Lectures în Talteh. Talteh e cea mai mare universitate din Tallinn, Cea mai mare universitate din Estonia e Tartu. Deci universitate. un fel de UTM. Uh. Ok, câte universități în Republica Moldova? Uh. Habar, n-am dacă cinci... Deci nu vreau 30, să 30, 40... cred că sunt mai puțin. Sunt că au fost, n au trecut multe licențiere și probabil în jumătate. Da, în Estonia sunt uh, 5-6 universități, 5 mai precis, uh -huh. uh, și toate au profil. Deci, profilul universității la care sunt eu uh, este unul tehnologic, dar totodată, noi avem facultate de uh, facultate, uh -huh. unde avem uh, relații internaționale. Și eu acolo uneori profesiez. Deci eu mergeam, am mers de câteva ori la Top Hat Lectures, deci erau invitați ambasadorii și vorbeam uh -huh. despre țara corespunzătoare. Și exact așa eu am intrat în contact cu colectivul universității și exact așa cum am venit uh -huh. la Liceu Gheorghe Asache, eu am zis că eu vreau să vin aici pentru că mi-a place mood -ul. De exemplu, noi avem așa mood, la început de an noi facem la universitate, noi avem o cruce mare neagră. Intrăm într-o sală enormă, noi avem o sală super modernă, deci universitatea noastră e un fel de cosmos, zic eu așa, educațional, și noi pur și simplu rugăm oamenii să vină, studenții, da? să ne spună succesele lor. Și cei care ne spun succesele lor cu cruce ce e în mână, dar ei într-un fel sau altul noi omorâm, dacă vrei, un insucces. Pentru că noi judecăm după ideea mm. că mai bine să greșești în universitate decât atunci când mergi și credit de, de la bancă și după asta, după un insucces, tu... Deci, insuccesul trebuie să fie partea procesului educațional. Pentru că, pentru noi, la universitatea noastră, în Taltech, noi avem un singur indicator de performanță. Bine, puțin mă interesează orele, bine, puțin mă interesează ce note are el în matricul, mi asta puțin mă interesează. Bine, mă interesează și la noi, la universitate la, per general, peste jumătate de an, după, după finalizarea anului de învățământ, noi sunăm și intervievăm studenții noștri. Noi întrebăm, v-ați găsit voi jobul perfect sau nu? Dacă studentul nostru nu și-a găsit jobul perfect, care îl face, el fericit din toate punctele de vedere, înseamnă că sistemul educațional și universitatea noastră undeva a greșit. Noi nu ne-a acordat la piață, noi nu ne-a acordat la, la, sistemul de piață existent, noi nu ne-am acordat rapid la schimbările majore care sunt. Și plus la asta, noi, probabil, tu ai fost, tu știi, noi, la noi e universitate foarte specifică. Noi avem aproape 13.000 de studenți, dar noi avem și 7.500 de joburi în campusul nostru universității, care este cel mai mare parc tehnologic. Unii sunt cele mai buni companii din IT, eGov, ca Skype sau Microsoft sau toate aceste companii. Da, deci, de fapt, companii private sau startup-uri pot să-și filiale ca să facă partea de R&D. Research and development? cu ajutorul studenților și profesorilor din campus. Da, e simbioza perfectă. Noi vorbeam despre știință acum, da? Deci știința ne stă să se face în universități, în mod special și în centre de cercetare cum este al nostru. Pentru că este un win-win și este absolut ok. Companiile au acces la cele mai un pool de super brains, da? Și studenții viceversa au capacitatea mm -hmm. să facă, a, practic, b, să-și găsească cele mai bune joburi într-un mediu super concurențial. Și eu cred că asta noi putem să facem și în liceu Gheorghe Asachi. de ce nu? Eu, în podcastul mai departe, foarte des dau exemplu Estoniei, pentru că îmi plac foarte multe chestii și la tema asta legată de educație, aș vrea să te întreb prin, prin comparație ce bună practică încă care ai văzut-o tu la universitățile și sistemul educațional din Estonia, ar trebui să o aducem în Moldova ca să avansăm mult mai rapid pe partea de alfabetizare digitală. Pentru că la noi oamenii chiar dacă se fac foarte multe eforturi în domeniul de digitalizare și de dezvoltarea unor produse, oamenii simplu nu le adoptă, din cauza că nu le înțeleg, din cauza că nu înțeleg necesitatea lor concret pentru, pentru ei. Cum crezi? De unde ar trebui să începem? Unde e miezul problemei? Uitați-vă, dacă noi vorbeam 10 ani în urmă, era cu totul altă întrebare. Dar uitați-vă cum se dezvolt tehnologiile. Și asta este super important. Da? Noi ieri am fost la o discuție cu domnul Ciorici și noi discutam despre modalitățile de interacțiune, da? Mirc și așa mai departe, și Skype era undeva pe la mijloc. Uh -huh. Deci, 10 ani urmă, Skype, care e o invenție estoniană, apropo, și se află în campusul universității mele, da? deci ne spărea ceva cosmos. Acum, Skype deja e o chestie veche. Deci, dinamica lucrurilor este atât de rapidă încât noi, pur și simplu, noi nu reușim să ne racordăm. Și oricare modalitate birocratică de a vedea aceste lucruri, oricare modalitate birocratică, da, proces de adopție, nu știu ce, ea este parțial contraproductivă. Deci noi dacă nu oferim libertate sistemului educațional, deci noi suntem pierduți. Și eu, eu lămuresc de ce, de ce suntem pierduți, pentru că următorul divide nu va fi avem noi sau nu avem petrol, pentru că petrol este peste tot, dar este cum îl aduci cât mai rapid. Gazul foarte rapid, noi vedem criza corespunzătoare, noi vorbim de Criza gazelor. Timp de două luni de zile Estonia a decis că din toamna acestui an nu ne vom mai compara gaze din Federația Rusă. Ok, nu e atât de mult. Și timp de două luni de zile s-a decis că acel terminal de gaz lichefiat, el deja va fi construit în portul Paldisca, împreună cu Finlanda. Deci lucrurile pot fi rapid. Deci eu cred că primul lucru care nu trebuie să-l facem, să schimbăm modalitatea de gândire, să fim mult mai agili. Deci din nefericire, noi încă nu avem acea agilitate de a adopta decizii. Noi credem că dacă cineva de sus a spus, noi încă avem această chestie, înseamnă că asta este corect. Deci asta este ca un fel de, prin reflex, gândirea din Uniunea Sovietică în care se așteaptă ordine? Mă tem că da. Mă tem că da și noi chiar azi dimineața am alergat cu tine și noi chiar azi dimineață vorbeam despre inhibarea spiritului acesta de liberă inițiativă. Din nefericirea în încă există. Și eu, eu o spun asta din mai mulți perspective. Eu spun, eu am lucrat în două ministere, mm -hmm. eu am condus un departament în Ministerul Transportului și Infrastructurii Drumurilor și am lucrat și în Ministerul de Externe. Din nefericire asta există. Șeful este corect. Ceea ce este e, eminamente anti-perioada mm -hmm. în care trăim noi. Deci noi dacă înglobăm și noi dacă încercăm să închidem libera inițiativă și nu susținem, noi ce facem? Noi începem să ne auto-cenzurăm imediat. Noi, dimineața, mergând la serviciu, poate nouă ne vine o idee fantastică în cap. da? Fiind Și nu contează cine ești tu, și de direcție, membru într-o echipă, dar dacă noi nu oferim posibilitatea ca ea această opinie să fie auzită, susținută și, dacă este argumentat, să fie susținută, inclusiv și financiar, și oamenii să fie susținuți, probabil că de-a doua, treia, a patra, a cincea oară și omul celălalt spune, ok, mai mult cu idei de genul ăsta, nu o să vin. Și atunci are loc un fel de Autocenzură tacită, pe care noi nu o simțim, dar ea există. Și asta, și asta noi o vedem cu uh, independență de, de, de fluctuații politice, din da? nefericire. Și la noi, politicienii, așa și nu s-au învățat până la urmă să susțină, eu nu vreau să spun acum, să dau exemplu, eu nu vreau să discut chestii politice a priori, dar politicienii noștri trebuie să lasă oamenii să ia decizii care consider că sunt necesare, să aibă absolută libertate să vină cu ideile care ei consideră important. Uhum. Noi, dacă nu susținem acest lucru, inovația, tot ce înseamnă nou ne va oculi. Și, este, și ultimul ce vreau să spun aici este că noi, dacă, pentru că între, noi avem așa seturi de întrebări. Când Moldova va devin membru în European, da? Sau când Moldova o să ajungă în nivelul Estoniei? Da? Sau când o să ajungă în nivelul Germaniei? Deci, toate aceste întrebări sunt contraproductive, cum spune un bun prieten de-a meu, Dan Untura. Da? Deci dacă merg două motociclete cu viteză diferite, în termen mm -hmm. scurt, noi nu o să vedem diferența, da? Dar în termen de 100 de kilometri sau de zile sau de ani, o să vedem diferența enormă. Pentru că acum, de exemplu, cum se dezvoltă statica Estonia, deci asta nu înseamnă că ei stau pe loc și ne așteaptă pe noi. Evident. Deci problema este că discrepanța va crește enorm. Uite vă ce a făcut Ucraina în timp de un an de zile. Eu vorbesc de, de asumerea digitală. Prin într o simplă liberalizare a acestui proces. Prin numirea lui Fedorov, un băiat care toți îl criticau la început, dar faza bună cu Fedorov este că i-a oferit libertate. Da? Să dezvolte. Și asta, de fapt, a prins. Deci, exact același lucru că trebuie să facem și Republica Moldova, cât mai rapid și cât mai larg posibil. Tot la libertate am vrut să mă opresc un pic să, să cer o precizare. Această libertate trebuie să vină să fie o decizie a liderilor? Sau asta trebuie să fie niște procese ca să se încurajeze această inovație să meargă de, de jos în sus? Asta nu trebuie să fie decizie liderilor. Liderii nu pot decide așa ceva. Liderii trebuie să nu, nu încurce. Liderii pot să opună, de exemplu. Păi, ei, pot, ei pot să uh -huh. nu încurce. Da? Și ei pot prin exemplu propriu. Demonstrând, de fapt, că ei, ei sunt la fel. Ei sunt cei care permit, uh -huh. ei sunt cei care... Ok, tu dacă spui tu ești deschis, trebuie realmente să fii deschis. Eu întotdeauna dau exemplu lui Thomas Hendrik Ilves, că el, promova, el promovează întotdeauna tot ce înseamnă digital. Asta e fost premier. Fost, fost președinte, președinte. al Estoniei, Două mandate, de fapt, unic președinte care a fost ales în două mandate consecutive. Și fost un ministru de externe și deputat în Parlamentul European și așa mai departe. El promova două idei. Da? Sau, într-un fel. Deci tot ce înseamnă digital, și normal, dacă el nu folosea personal digital, deci cumva el era necredibil. De deci, ce el folosind personal tot ce înseamnă digital și a doilea era, mi-a plăcea foarte mult ideea asta cu o chestie minoră. Da? Cu reflectorizantul ăsta care, îl, care te apără în timpul Estonia întunecat, de jumătate de an, dar e negru. Să-mi istoria asta, ai postat pe, pe Facebook. Da, 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 dar, dar, dar întotdeauna eu l-am văzut și noi am văzut, de, nu știu, de sute de ori, am, eu am fost acasă la el de multe ori. Deci întotdeauna el folosea digital solutions și întotdeauna el purta un reflectorizant. Deci exemplu propriu este super important. Oamenii au nevoie nu doar de politicieni aleși, ci au nevoie de lideri. Lideri care se ghideze. Pentru că ce înseamnă lider? Lider nu înseamnă ales politic, da? Pentru un mecanism, nu știu de care. Lider înseamnă, de fapt, cineva care, care te ghidează într-un fel sau alt, care Arată niște direcții unde mergi, arată direcția unde mergi și eu cred că noi asta încă ne lipsește. Uh, tu ai dat exemplu din Ucraina și, într-adevăr, ei în, în doi ani au făcut un salt enorm. Uh, și tu spui că asta nu depinde de, de lideri, dar în cazul lor tocmai asta a, a venit cu, cu o viziune puternică a lui Zelenski în care a spus că eu vreau țara mea în smartphone. Da. Pentru că el s ar acordă. Era și eu un, un, un element din înțelegerea realităților în care trăim noi. Pentru că ei puteau face altceva. Da? Deci eu mă ciocnesc, eu cunosc problema asta destul de bine, dar ce țări au făcut ea? Ca asta, asta, asta sau asta? De exemplu, votul electronic. Deci, de ce numai Estonia a făcut votul? De deci, ce noi trebuie să implementăm votul electronic? Dar întrebarea mea este alta. Dar dacă estonienii, 16 ani urmă, când au votat prima dată, da, tot întrebau hai să așteptăm încă 20 de țări ca să vă electronic și după asta poate ne gândi și noi. Da? Deci e o chestie de deschidere, nu suntem în aceeași, în aceeași situație. Mm. Dar uitați-vă că ce-a făcut Zelenski, de fapt, și echipa lui, ce -a făcut. eu cunosc situația destul de bine, eu mă cunosc cu majoritatea dintre ei, pentru că lucrez mult în Ucraina. Deci ei au înțeles că noi nu mai trăim în secolul în care s-au dezvoltat tehnologiile digital în Estonia. Și multe din soluțiile digitale din Ucraina sunt mai bune decât cele din Estonia. Dar chestia este foarte simplă. Și aici pentru că 16 ani în urmă nu erau folosite smartphone-urile cum sunt folosite acum, nici deci măcar nu existau. Da Și acum noi avem smartphone-ul ca o continuare a mâinii noastre. Deci noi ne racordăm acțiunile la realitățile zilei. Tu nu mai poți face o soluție care trebuie să mergi la internet club, cum spunea Dumitru ieri, ca să ai acces acolo. Tu ai acces instantaneu. Eu, din, venind aici, în, 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 în troleibus, eu am scris 12 mesaje și am făcut și un mini-call în troleibus. Deci lucrurile s-au schimbat. Eu, eu întotdeauna scriu că dimineața la mine în sat, da? sau la mine la job. Eu asta fac intenționat pentru că jobul nu mai este uh -huh. locul unde tu mergi. Jobul este unde ești tu, <coughs> folosind și tu ai toate posibilitățile. Deci asta a făcut Zelenski și mai departe ce a, ce a făcut? El n-a încurcat. Deci a dat, un a dat puternic cu unei tineri, tinere, da, în frunte cu, mi nu place cuvântul, în frunte, dar un băiat tânăr care lucra într-o companie IT. Care, de fapt, nici nu IT, el făcea social media management. Da, care, Apropo, nimeni nu credea că el va fi, că va fi de succes, toți spuneau, da. ok, ce poate face Fiodor, nimic, nu o să reușească și așa mai departe. Și anume asta, de fapt, reflectă realitatea. Decât experiența milenară a unor super specialiști, mai bine niciun fel de experiență. Eu pot să, pot să dau un exemplu, eu când m-am dus la, la minister, la transport și infrastructura drumurilor, din șase sau șapte funcții, două erau vacante cu ani. Și am întrebat, de ce eu am condus departamentul ăsta, relații internaționale și integrare europeană, și au spus, dar noi nu găsim oameni. Că noi facem concurs și nu găsim. Facem și nu găsim. Și zis, cum este posibil? Normal, nu niciodată nu o să găsim. Și atunci noi am făcut următorul concurs și am luat doi studenți care numai ce au finalizat uh, universitatea. Și apropo, ambii, și Nadia și Vlad, sunt super specialiști acum în domeniile lor. Deci, deci, de fapt, asta ar fi una din, din soluții, să... dar rog, o gomaladim. Să lași loc tinerilor ambițioși, dar care în același timp fi de acord, vin cu foarte mult idealism și se confruntă cu niște realități care sunt diferite de așteptările lor. Eu înțeleg, dar iarăși, noi dacă, dacă judecăm după preconcepția că tinerii nu o să vină uh -huh. în, 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 în domeniul public, pentru că acolo salariul 3500 de lei, Ok, asta este parțial corect. Pentru că motivația diverselor oameni este diversă, da? Pentru mine a fost super important să lucrez în Minister, în Ministerul Transportelor și Infrastructurii Drumurilor. Pentru mine a fost un super job, Dream Job, da? Deci ca să ai posibilitatea... Și de... nu a fost, nu salariul cel care te-a determinat să mergi acolo. Nu, și eu, apropo, eu întotdeauna am profesat în... Deci unicul lucru. Eu, eu, am fost profesor la universitate, când am fost șef de direcție la, la minister și făceam și alte lucruri. Eu întotdeauna deci am făcut altceva. Eu întotdeauna am făcut altceva. Eu și când eram la liceu Gheorghe -Sache, eu nu trăiam din salariu. Eu făceam cu tot altceva, făceam din muzică bani. Da, și cumva eu aveam confortul ăsta, era greu, dar eu aveam confortul ăsta relativ, da? Deci, exact același lucru, niciodată nu știi care este motivația. Oferă o șansă în plus oamenilor uh -huh. să facă acest lucru. Și eu cred că eu cred că noi, noi, noi trebuie să avem mai multe de deschide. Noi, din nefericire, încă avem preconcepția aceasta că, ok, asta este instituție de stat, aici trebuie să răspuns la nu știu uh -huh. care super rigor. Sincer vorbind, pentru mine este mult mai importantă energia și potențialul unui nou uh, lucrător decât mega-ultra-experiența de 20 de ani, mai ales în unele chestii care, care tu nu le poți schimba. Da? Deci tu dacă ești deprins cu o modalitate de comunicare de 20 de ani sau modalitate de management de documente de 20 de ani, tu nu te mai racordezi la realitățile de astăzi. Uite, ai avut experiența asta în Estonia și ai fost implicat în proiecte de consultanță pe ceea ce ține de digitalizare. Mi-aduc aminte acum ceva timp în urmă când s-a schimbat uh, guvernul și a fost instituită uh, funcția asta de vicepriministru pe digitalizare, că erai uh, extrem de uh, optimist și extrem de uh, energic, așa, îmi spui, că Artur, am lucrurile o te -a să pornească. Ce te-a determinat pe tine să te gândești așa? Ce s-a schimbat? Uh. Ok, deci nu este un secret că noi am păstrat discuții cu toți cei care sunt într-un fel sau altul. Interesați de acest subiect cu ani, Da? Deci noi am făcut, chiar înainte de pandemie, noi făceam tot felul cu colegii mei din LID Moldova, cu colegii din Agenția de Guvernare Electronică de pe atunci, cu toți cei care într-un fel sau altul interesați de subiect cu anii. Și cu este la cum numim noi, Mocan, și cu Veronica Creță, și cu Iurii Țurcanu, care nu era vicepremier atunci. Deci, noi, într-un fel sau alt, cu oamenii nu sunt atât de mulți în domeniul ăsta, din nefericire. Și noi tot încercăm să facem tot felul de, de elemente, într-un fel sau alt. Și eu îi cunosc pe ei. Eu cunosc acești oameni, oameni care realmente înțeleg cum lucrează procesele și care sunt acele elemente, acele, noi îi numim prerecuziți, dar care trebuie să le dezvolți ca să dezvolți societatea digitală. Și faptul că acești oameni, într-un fel sau altul, implementează acum cu înțelegerea lor complexă, mă fac mai optimist. Unu, doi, este prima dată în istoria Republicii Moldova, când noi nu avem o subdiviziune sau avem doar Agenția de Guvernare Electronică, care este, într-un fel, sub umbrela Cancelariei de Stat, da? Noi avem un instituție, un oficiu a vicepriministrului pentru digitalizare. Da? Și mă bucur foarte mult acest lucru. Deci este Pentru că asta nu este doar o funcție, da? Aceasta este un statement. Deci noi avem un viceprimer. Ce înseamnă un, vice un O persoană, un, un oficial care are capacitatea, da? De a discuta cu miniștri și de a-și cu toate, toate agențiile din stat pentru a expune care sunt prioritățile, beneficiile. Eu acum, vedeți uh -huh. că eu nu vorbesc din punct de vedere a spune ce trebuie de făcut. Da, că eu vreau de să fiu ideea asta, de... asta, fă, asta, fă, asta, fă asta, vorba de comunicare și colaborare interinstituțională? Hai hai, te, hai să spun așa, deci eu întotdeauna am spus asta și colegii mei, inclusiv și domnul vicepremier, știi foarte bine, deci eu cred că transformarea digitală nu este o chestie care este verticală. Aceasta nu este Ministerul de Interne, aceasta nu este armată, deci mai mult decât atât. De coordonare este nevoie și este foarte mult nevoie de coordonare din punct de vedere legal, legislativ, financiar, decizional, talent-based, da, deci cum să-l direcționezi. Dar transformarea digitală, după mine, este ceea ce numim noi Wall of Society, în conceptul nostru de UNDP, da? Deci, wall? Wall of Society. Mm -hmm. Deci transformarea digitală este ceva care oricine trebuie să beneficieze și nimeni nu trebuie să fie exclus. Deci noi, dacă nu acceptăm modalitatea aceasta Wall of Society, da, atunci noi riscăm să avem situația, chiar discutam cu un coleg din Mongolia, pe drumul încoace, despre faptul că foarte rapid în Mongolia s-au dezvoltat niște soluții. Acel loc, același lucru noi putem vedea și în Ucraina, de exemplu, și în Kirgistan și în multe, multe alte țări din lume. Dar rata de penetrare a soluțiilor digitale rămâne una foarte mică. Apropo, noi avem aceeași situație și în Republica Moldova. Deci noi avem 10 ani agenții de guvernare electronică, noi avem 200 aproape de soluții digitale dezvoltate, da? Dar rata de penetrare este încă una foarte mică. Da? Mai ales rata de penetrare în regiunile rurale este, se apropie de zero. Noi putem să facem fel de fel de statement-uri că asta. Mm -hmm. Dar eu călătoresc. Eu chiar astăzi seară o să merg într-un sat din în Republica Moldova, nu o să rămân peste noapte, dar în satul meu și în câteva sate. Și eu am conexiunea aceasta la Cahul. Eu locuiesc câteodată, câte o săptămână și eu discut cu oamenii. Deci, noi dacă ieșim din Chișinău, deci noi vedem că, de fapt, rata de utilizare este practic. Nu în zone este zero. Noi putem să facem uh -huh. declarații bombastice, dar realitatea este altă. Da, și unde, e, unde de fapt, e această prăpastie, lipsă de legătură dintre ceea ce se dorește și ceea ce este, de fapt? Sunt mai multe elemente. Deci, ele pornesc... Ok, unele sunt educaționale, da? Deci, noi, dacă presupunem de la... Deci oamenii, hai să spunem așa, oamenii, cum spunea ieri Dumitru, oamenii nu vor să facă schimbări majore. Niciun fel de om nu vrea să facă schimbări majore. Deci asta este natura umană. Și dacă te-ai deprins, știți, eu vorbeam cu un, cu un părinte din Cahul și spunea, eu am folosit tămpăi pentru grădiniță și mi-au blocat 800 de lei și eu de 8 luni nu-i pot scoate și eu nu mai vreau să risc, eu mai bine trec drumul și mă duc la poștă și plătesc. Deci, deci a avut o experiență negativă. A avut o experiență negativă și, deci asta e unul. Doi, atunci când se dezvoltă soluțiile de transformare digitală, noi dacă credem, și aici iarăși revenim la faptul că noi complicăm lucrurile, deci da? nouă ne place să complicăm lucrurile în Republica Moldova, trebuie să o spun asta și o spun de fiecare dată când am ocazie, pentru că asta nu doar faptul că noi le complicăm din punct de vedere a faptului că noi vrem, nu știu, procese, da? procedee. Apropo, la digital, dacă tu te foarte mult în procese, turiști, atunci când produsul de-a mai gata, riști că el să fie vechi deja sau să nu rezolve problema. Da, da, sau să nu rezolve problema. S-a schimbat contextul în timp. schimbat contextul în context timp, da? Și uitați-vă că acolo unde există situații de risc major, de exemplu, haideți să luăm așa, un an în urmă, un an în jumătate în urmă, deci credea cineva că un, o soluție digitală va fi folosită global dacă se rezolve o problemă echivalentă, practic, cu pașaport. Eu vorbesc de QR codul pentru vaccinarea. Deci, el s-a dezvoltat rapid în situații de criză, oamenii n-au pus foarte multe întrebări. O soluție e simplă, da, din punct de vedere tehnologic, asta nu este o soluție complexă, da? Care soluționează o problemă elementară. De fapt, o problemă care tu, fără pa pașaport, și fără asta nu puteai călători. Deci, imaginați -o. Sau, de exemplu, să luăm Dopomoga, da? Care a fost făcută, Vitalia a făcut-o în cât timp? Colegii? Trei, piste, două, piste trei weekend. un weekend, da? Deci, Iarăși, noi, dacă încercăm să super complicăm lucrurile și noi încercăm să facem soluții, da, există și soluții care necesită niște procese și niște fieții, in, in, uh, interfeții super complexe. Dar pentru că nu poți face o soluție de cyber security pentru, da, pentru SIS sau pentru armată, care este un super simplist. Dar dacă noi vorbim de soluții, folosite larg, pentru că transformarea digitală este vorba de mas, da? iar noi o facem la nivelul de cibernetică, de studenți. Dar anul 4 de la cibernetică, ea nu va fi folosită. Ea va rămâne la o rată de utilizare de 2-3%. Deci, asta e al doilea element. Deci, atunci când noi dezvoltăm soluții de transformare digitală, noi dacă nu le facem intuitive, ușor de utilizat și user-centric, cum numim noi, ele nu vor fi folosite. Oamenii vor avea predilecția să facă ceva mai vechi. Dacă noi nu. a element este, noi trebuie să consultăm, noi trebuie să vorbim cu oamenii. Deci, haideți să spun așa. Deci, în Estonia este CIO, care, cum ai, apropo, e feciorul nou, Sim Sicut a plecat și Cristian Ilves, care este feciorul lui președintele uh -huh. Ilves, e nouul chief uh, information officer of Estonia. Și chiar, chiar zilele trecute uh, noi ne cunoaștem, el a venit cu un interviu și una dintre ideile care mi-au plăcut și eu vreau toți să o... Întotdeauna spune așa, atunci noi când dezvoltăm soluții digitale, deci unul dintre dezvoltatorul de bază este ceea ce cred utilizatorii. Deci noi întotdeauna trebuie să păstrăm această conexiune, discuții, consultare cu consumatorii și beneficiarii finali și ce spun ei este unul dintre elementele de bază care vor fi la baza mm -hmm. creării acestei soluții. Pentru că altfel înciocnim de situația din Republica Moldova. De exemplu, în domeniul medicinii. Da? Eu merg la Cahul, merg în spitalul raional Cahul și eu vorbesc cu medicii și eu întreb ce credeți voi despre cele trei soluții digitale dezvoltate. Care se aleg? Nici eu nu știu. Discuțiu. Nu de IAMP, deci sunt niște soluții, niște uh, uh, niște baze de date pe care medicii le pot ipotetic folosi, unii le folosesc, unii nu le pot folosi, mm -hmm. între ele nu discută. Ele nu rezolvă probleme sistemic, ele nu sunt folosite. Atunci când s-au dezvoltat, ele n-au fost făcute, având în considerare cu participarea, participarea lor. beneficiarilor. Deci, încă o dată, o companie IT poate să vină să soluționeze o problemă din punct de vedere tehnic. Dar o companie IT, fie cât de super fine ar fi global, da? dacă el nu are feedback-ul beneficiarul final, medicul cel din Cahul, sau... Pacientul sau nu, nu, contează, sau chirurgului, sau cel care va primi acea fotografie a cutiei toracice și el va vedea într-un format sau altul, sau grupa sanguină, sau nu știu, doamna care lucrează într-o farmacie, da, dacă noi, dacă noi nu întrebăm ce vrei tu și cum tu vrei să dezvoltăm, și spunem get it. Because we nu ne-am Pentru că noi așa am hotărât, chestia asta nu se să lucrezi. Unde vezi tu iconița pentru serviciile digitale din, din, Moldova? Cum îți imaginezi că ar trebui să lucreze o aplicație care oamenii spun băi, e ciot că e. Tot așa cum această percepție a existat de la DIA din, din Ucraina. Mm. Uitați-vă, so, haideți, haideți să spun. DIA mi spare o idee fantastică. Și eu cred că noi exact pe situația asta trebuie să mergem. Noi trebuie să facem un app de țară în care să integrăm tot într-o singură soluție. Asta este absolut clar, nici nu se discut subiectul ăsta. Pentru că eu tot am un calculator undeva, dar eu nici nu mai știu eu când, când am folosit ultima dată sau când folosesc sisteme calculator. El e deschis, dar eu pot să folosi ceva. În modul general o folosesc tot din telefon. Deci, dacă noi nu înțelegem că viitorul nostru a soluțiilor digitale este într-un format super simplu, dar super simplu și intuitiv, dar și într-o aplicație la capătul degetului nostru, nu mai mult decât trei uh, mișcări din deget. Pentru că dacă sunt șase, deja tu nu mai vrei să faci acest lucru. Eu zile trecute, uh, o aplicație veche de scanare a documentelor care o folosim, eu nu știu care, nu știu ce s-a întâmplat cu ea, nu știu. Dar și eu am zic, ia să deschid, eu să văd o aplicație nouă. Și am deschis, uh, am pus acolo PDF sau scanner, cum se numește el. Da. Mie mi-au apărut câteva sute, mii, nici nu mai știu exact. câte mi-au apărut. Și atunci apare întrebarea, dar care dintre ele eu o voi folosi? Și de ce eu trebuie să folosesc anume aplicația corespunzătoare? Și aici vine ceea ce noi încercăm și vom încerca să includem inclusiv și în strategie, cum să simplificăm lucrurile. Cum să o facem ca ea să fie atractivă, ca oamenii să se regăsească în serviciile corespunzătoare, să nu cați pe 20 de platforme dacă au nevoie de 20 de soluții, ci într-o singură. Pentru că deja în Estonia vreau să spun că este punctul ei, care este platforma unică de intrare, care noi ne gândim la ea într-un fel să o dezvoltăm și să dezvoltăm, pe în cabinet acum, da? Deja oamenii nu folosesc. Oamenii vor altceva. Și acum estonienii se gândesc la noi modalități, da? Pentru că chiar și estonienii care sunt lideri globale, asta este absolut clar, deci cea mai digitală națiune din lume, care ei înțeleg că, ok, se pare că noi ne-am reținut prea mult pe loc. Deci haideți cumva să schimbăm lucrurile. Pentru că lumea s-a deprins. În Estonia noi deja nici nu ne gândim că o soluție poate să nu fie digitală. Deci, și acum, deja, care este noua uh, paradigmă este digitală? Deci se dezvoltă pe, pe uh, soluții noi, sunt aproape 60 acum în pachet, care se dezvoltă, care sunt practic automate. Pentru că dacă s-a născut copilul tău și lucrătorul medical din maternitate transmite codul numeric personal, care este, de fapt, uh, time slot când s-a născut uh -huh. copilul tău. Și el merge în, în, în Registrul Populației, din Registrul Populației toate datele deja se duc mai departe. Tu nu mai trebuie să faci aplicația, și asta, de fapt, va fi viitor. nu trebuie să faci aplicația mm -hmm. ca să ceri indemnizații pentru părinți de la stat sau să te, să te registrezi la grădiniță. Pentru că aplicația imediat intră în Registrul Populației, în Registrul Populației scrie adresa unde trăiești tu, mm -hmm. adresa știi că, conform legii, trebuie să fie repartizare în grădinițele, trei grădiniți cele mai apropiate în area geografică, toate acest lucru se fac automat. Exact așa și la moarte, de exemplu. A decedat cineva și medicul legist sau medicul din ambulanță sau, mă rog, a scris că a decedat persoana corespunzătoare. Deci nu mai trebuie să aplici la certificat de deces, atunci nu ți-a îmblat prin documente, da? Uh -huh. Deci asta se produce automat, pentru că este clar că s-a născut omul sau a decedat omul. Cu toate consecințele corespunzătoare. deci așa. sunt o mulțime de care... Și asta, de fapt, este a patra generație de servicii digitale în care noi trebuie să ajungem. Și asta este un exemplu perfect care vreau să vă dau, Estonia nu stă pe loc. Și progresul și... Şi... Nu se va opri în Republica Moldova. Dacă nu credem că cineva ne va aștepta pe noi. Nu. Ceva timp în urmă noi am organizat la la Chișinău conferință Future of, of Democracy la care te-am invitat să vii cu, cu o prezentare despre vot online și a trecut un pic mai, mai mult timp de atunci și din păcate noi nu avem atât de mult progres pe partea de, 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 de vot online. Vreau să întreb nu atât despre vot online cât de democrație în general, pentru că mie mi s-a creat uh, ideea, cumva, concluzia, că în Moldova democrația este bine și bună și spunem că da, noi suntem democrați, până într-un anumit moment, când apare vreo o anumită soluție sau opinie cu care cineva nu este de acord, și în acel moment deja apare vorba asta, da, las că eu știu mai bine. Uh, cum crezi că putem să scăpăm de acest. Uh, Subiectivism care duce, de fapt, la erodarea democrației. Ok, haideți să pornim așa de la ideea că nimeni, a priori nu poate spune că eu știu mai bine. Deci, cât de genial n-ar fi un ministru sau un prim-ministru sau un deputat din Parlament? No, nici nu e vorba de persoane cu funcție de răspundere, vorba de anumiți manageri sau administratori. Hai să luăm o asociație obștească, de exemplu. Da, deci există legea cu privire la cum trebuie să funcționeze o asociație obștească, există statut. Mm -hmm dar foarte des faci abstracție de, de ele pentru că cineva știe mai bine. E, uitați eu întotdeauna am spus așa, că sau des am repetat, că noi încercăm să fim o țară a excepțiilor, da? Deci, dacă nu există principii foarte clare, atunci există întotdeauna dorința asta de a face o mic, mic, mic excepție, nu știu unde, da? Și aceasta, de fapt, nu ne pare că asta nevinovat, dar ce se întâmple acolo dacă o să aruncăm un gunoi pe jos? Sau ce se întâmplă dacă noi o să facem o mică, mică excepție de la regula generală și nu o să avem niște principii foarte clare? Și puteați să vă zice, tare, tare multe probleme. Noi credem că este o chestie nevinovată, dar de fapt asta este o chestie majoră. Și uitați-vă ați spus de votul online, da? E o idee bună. E o idee care au soluționat o problemă sistemică care de la sine nu o să dispară. Deci, problema cu votul în diaspora nu se să dispară de la sine până când nu o să votul online introdus. Asta este absolut clar. Și este cum este absolut clar că problema se discută câteva săptămâni înainte de alegeri și câteva săptămâni după. Mie mă bucur faptul că acum se discută mai sistemic. Pentru, pentru prima dată, iarăși, în istoria Republicii Moldova, este format un grup internațional format de către cea în care sunt toate instituțiile responsabile de domeniul responsator, dar și reprezentanța societății civile și specialiști, care nu sunt membri. Eu tot sunt parte din partea Consiliului Europei acestui grup. Dar se discută acest subiect. Dar, totodată, există și fobii. Și fobiile vin din ce? Din deci, aceste mici excepții despre care discutăm noi. Eu nu vreau să dau exemple acum ca să nu fiu, da? Dar, uitați-vă, una dintre ideile care circulă în jurul acestui vot online este că careva votanți de undeva vor vota într un mod special. Pentru că noi dacă gândim din perspectiva asta, careva votanți vor vota într un mod special pentru un anumit e, candidat, atunci noi iarăși noi am făcut excepție la regula generală că noi trebuie să oferim uh, un mecanism viabil, securizat de vot. Da, deci noi nu trebuie să ne gândim la faptul că cineva va vota într un fel sau altul. Deci noi intrăm dintr o zonă tehnică și procedurală și legală, într o chestie de decizii politice. Deci noi punem sub semnul întrebării facem sau nu facem chestia asta, gândindu-ne la o ipotetică, un ipotetic vot împotriva una sau altuia în, hai să spunem așa, în Federația Rusă, de exemplu, în San Petersburg, votanții, și în suburbiile Bruxelles. Da? Deci noi, într-un fel sau am făcut o, o ecuație, noi ne-am gândit cam care ar fi plusurile, minusurile pentru astfel de soluții. Și noi am fugit de la ideea de bază. Cetățenii Republicii Moldova, din diaspora, nu pot vota. Sunt limitați la o singură zi, Trebuie să călătorească mii, sute de kilometri, să cheltuie sute, mii de euro. Să stea în rând în ploaie, și e ok dacă e vara, dar dacă e iarna, copiii mici, și până la urmă să nu poată vota. Deci noi, pur și simplu, ne-am lipsit lui dreptul suprem. Asta e cel mai mare da, drept eu asta care răstufan, are. Să spun că, de fapt, ai spus problema că nu poate vota. Eu aș porni de la dreptul că el are da, posibilitatea, de fapt, prin lege statul trebuie să încerce să-i asigure lui maxim posibilitatea de a-și exprima votul, fără aceste eforturi supranaturale. Da, nici măcar nu e asta, asta e foarte important, dar uitați-vă, este o altă chestie. Ce înseamnă alegeri? Cetățenii Republicii Moldova își aleg prin vot reprezentativ aleșilor pentru următorul mandat XYZ. No, um, deci noi excludem un milion de oameni uh -huh. prin definiții din acest proces. Dacă ce... e vorba de da? alegeri la nivel politic, da, dar din punctul meu de vedere, mai ales Confruntându-ne cu asta în societatea din Moldova, noi putem să facem alegeri, măcar și în fiecare săptămână, în multe alte ipostaze, în, nu știu, comitete de, de părinți, în borduri, adunări generale Consultări și așa mai departe. Publici, sate, Consultări orice. publice, deci alegerile nu este doar când trebuie de ales lideri politici. Opinii, Deci, exprimare de opinie. Da? Deci, cum, cum, pentru că în Estonia noi avem. Că vedeți cum spun eu, Noi avem. Da. Cineva făcut E clar, observație. Estonia a făcut o achiziție. Cineva mi-a făcut o observație, ieri, ca spui noi, 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 Dar fiecare municipalitate uh -huh. au și sistemul Voles, despre deci care puțin se cunoaște aici. În care cetățenii... Este pot... de referendum. Referendum local sau buget uh -huh. participativ. Am văzut că au existat probleme cu distribuirea, am văzut undeva pe Facebook, nu așa s-a repartizat, eu nu vreau să în detalii de genul ăsta. Dar iarăși, e același sistem unic, același sistem înțeles, care este bazat pe aceeași semnătură digitală. Și apropo, noi dacă considerăm că alegerile sunt o chestie diferită decât alte, de alte, alte soluții digitale, nu este corect. Asta este o, o soluție digitală, obișnuită, care folosește exact aceleași principii. Uh -huh. Exact aceleași interoperabilitate de date, aceleași mecanisme de autentificare digitală. Să ne asigurăm că ele lucrează bine. Da? Dar ele soluționează o problemă sistemică. Pentru că altfel, eu, eu îmi pun altă întrebare. Dar sunt bine polițienii simțind că o treime. Pentru că cei care, un milion de oameni, da? Deci, practic, nu au posibilitatea să voteze. Capacitatea lor de votare este foarte limitată. Da? Deci, reprezentativitatea aleșilor da? este scăzută. Eu nu cred Dar că eu să a, a, o să spun că nu cred că le pasă atât de mult de reprezentativitate, le pasă de rezultat și o să-ți dau un exemplu, cu toate că risc să-mi atrag niște săgeți în plus. Hmm? Uh, în acest weekend a avut loc uh, uh, congresul platformei DA, la care au participat 321 de delegați. Din cei, mă rog, nu știu cum s-au calculat acolo delegații, 400 și ceva. Lupta a fost foarte strânsă. Uh, diferența dintre Dinu Plângău uh. și domnul Moțpan a fost de câteva voturi. Din punctul meu de vedere, faptul că nu s-a asigurat dreptul de vot la aproape 100 de delegați care nu au venit dintr-un care motiv, este în anul 2022, când există posibilitatea tehnică să-i asiguri posibilitatea că omul să voteze, mi se pare un abuz. Și cumva asta este ghidat de dorința de a avea un rezultat predictibil. Sau de, de a vedea control, exact. Să poți ți situația sub control. Oamenii se tem de faptul că de fapt de esența democrației, de exprimarea, voinței majorității de jos în sus. Păi de ce își pornește tot? De la, așa zis, le chele La început discutăm în subiectul ăsta. Pentru că e, negație sau blocare sau e, punerea asta de piedici în tot ce mm -hmm. vorbim, tema care vorbim noi, e, eu nu, nu, știu dacă trebuie să spun chestia asta, el e foarte dezvin din e, proiecția propriei viziuni, deci din doleanța de a controla, Știți, uneori chestia asta se rezumă la chestii foarte simple. Pentru că dacă un cetățean nu o să mai meargă la primar, da. Deci sunt chestii absolut simple. Deci nu mai e nevoie de secretară, pur și simplu. Nu mai este nevoie de primar în forma în care primarul trebuie să facă ceea ce face el acum. Pentru că primarul nu este un decident, din punctul de vedere, ca să primească cetățeni. Dar el trebuie să asculte, să consulte, de primarul nu este o mașină de tapat, nu? El nu este un device care oferă, nu știu, care hârtiuțe, nu știu a cum. Răspunsuri cum, cum face Google. El trebuie, da, da, da. Și, apropo, și uitați-vă cum se schimbă lucrurile. De exemplu, Google Translate. Google Translate devine un mecanism super bun în fiecare zi, mult mai bun. Și așa toate sistemele devin mm -hmm. super intuitive. Și exact același lucru și noi putem să liberăm foarte mult timp. Pentru acest primar să ocupi ocupe nemijlocit de ceea ce trebuie să facă. Ce trebuie să facă mm -hmm. un primar? Să gândească cum el trebuie să dezvolte societatea, comunitatea lui, să adopte cele mai bune decizii și să se concentreze pe atragerea de tot tipul de resurse, umane, financiare, legale și așa mai departe, pentru a dezvolta comunitatea. Dar noi ce facem? Noi punem primarii, și, sau ei ce fac, sau viceversa, în niște mașini de soluționat. Eu nu mai tem spun acest lucru, pentru că asta este. Pompieri. De cum, cum mi a spus. Mie, cum mi-au spus mie câțiva primari. Mi-au spus în, și asta nu este. Dar nu, eu nu vorbesc doar de primari. Eu vorbesc de mulți funcționari publici. Deci, foarte multă de energie este pe efectuarea unor chestii repetitive. Operaționale. Operaționale, tehnice, și care nu aduc o supravaloare. Careva. Deci, și eu, care pot fi automatizați. Care fapt. pot fi automatizate. Și aici eu pot să dau un submedien, de exemplu. De exemplu, contabilii șef. Deci, noi avem așa o chestie se numește contabil șef. Și avem contabili șef unii vrei. În ministerii, în agenții, în primării, peste tot. Deci, tot aceste în instituții diplomatice. Da, deci toate aceste lucruri pot fi foarte ușor. Nu pot fi trebu, deja digitalizate. în anul 2022. Da? Da? Deci, încă o dată eu vă spun, eu n-am văzut contabilii uh -huh. mei, pe ambii nu am văzut, în cazul ăsta, minim un an. Pe ambii nu am văzut. Uh -huh. Deoarece n-am nevoie să-i ved. Pentru că eu știu că toate sistemele lucrează automat și nu sunt probleme să faci acest lucru. Și nu e nevoie să ai... Dar pe de altă parte, iarăși, revenim la acea libertate. Pentru că dacă tu ești primărie și prin lege ți spune că tu ești responsabil de dezvoltarea acestei comunități, trebuie să vină și pachetul de libertăți. Dacă eu sunt responsabil, înseamnă că eu am dreptul să-mi aleg oamenii, cum consider eu, dar să nu cer permisiune nu știu de unde, că eu să iau o persoană care scrie dimineața până seara proiecte. Pentru că eu dacă aș fi primar, eu asta aș face. Deci tu vorbești despre mai mult, despre mai multă autonomie. Categoric da, pentru că oferă posibilitatea. Dacă tu oferi autonomie, trebuie să oferi realmente autonomie. Uh -huh. Deci nu trebuie să depinzi de de exemplu, eu nu înțeleg ce fac raioanele. Eu nu înțeleg ce fac direcțiile educaționale din raioane. Eu nu înțeleg de ce școala de Magdecești, eu vorbesc de Măgdecești, trebuie să raporteze ceva la direcția educației Criuleni, care se află la 35-40 de kilometre, aflându-se la 8 km de Chișinău, de minister. De ce trebuie atâți intermediari? Nu este clar. Într-un secol digital. Victor, îți mulțumesc tare mult pentru discuție. Eu sper că cei care ne-au urmărit le a fost interesant și captivant, le-au apărut întrebări, o să se gândească. Vreau să-ți întreb la finalul discuției noastre care sunt principiile de care te conduci atunci când te implici în diferite proiecte de, de consultanță, de, nu știu, de lectorat. Care sunt Principiile care sunt importante pentru tine? Sunt două principii. Unul, să pot merge pe oricare stradă din oricare țară, cu cap sus, în oricare moment, și să mă simt că eu fac ceea ce consider că este corect. Și al doilea e un principiu super simplu. Eu întotdeauna spun că eu ce n-am reușit eu să fac în viața mea, eu fac acum a doua oară prin intermediul copilului meu. Eu vreau ca copilul meu să mă îndrească. Nu, cel puțin să nu-i pare rău că are un părinte care într-un fel sau a făcut ceva incorrect sau într-un fel. Deci, chestiile super simple. Iarăși, eu știu că asta sună patetic și așa mai departe, dar eu realmente cred în chestia asta. Și poate că sună patetic ceea ce a spus, că am tot vorbit de Zelenski. Că sună patetic că a spus că dacă nu puneți fotografia mea pe pereți, dar puneți fotografia copiilor voastre. mi mi se o chestie super umană. Și, eu, și, vedeți eu măcar nici nu sunt politician și nu vreau să politician, dar eu, eu realmente cred în chestiile astea. Îți mulțumesc Merci. pentru discuție, mult succes mai departe iar voi cei care ne-ați ascultat vă rog frumos să faceți un share, să vă abonați dacă încă nu sunteți abonați și să transmiteți podcastul nostru mai departe prin messengerul vostru preferat, Telegram, Viber, WhatsApp la, la prieteni. Mersi mult! Mult succes! Bye!